Și zice așa, nici nu știu cum să încep. Nu găsesc cuvintele potrivite pentru a-ți mulțumi pentru tot. Ți-aș spune că te iubesc, însă știi deja. Ți-aș spune că ești tot ce am mai bun, însă cuvintele sunt deprisos pentru că tu știi asta. Știu că poate câteodată te-am supărat, însă nu a fost cu intenție. Mă bucur de fiecare dată când te văd în preajma Corinei și grija pe care o porți, tăria de a face din fiecare zi un nou început, dragostea și căldura ce le oferi la amândoi. Nu pune la suflet vorbele celor ce nu te cunosc. Indiferența este cea mai bună alegere. Mereu vei fi cea mai bună și frumoasă mamă. Te iubim, Lidia și Traian. Postscriptum, eu și tata vrem să ieși duminică la activitate. Îți va prinde bine, spun Lidia și Traian Enea. Doamna Iuliana, v-a trimis o floare, dar cred că dincolo de floare, gândurile lor bune erau cele pe care le-ați fi așteptat. Eu v-am văzut și pe timpul acestei ore de pauză că v-ați retras în acel colț alături de Traian și încercați să, nu știu, să-i fi spus, încercați să-i spuneți anumite lucruri. Încercați să fac și eu. Nu mai vreau nimic. Doamna Iuliana, haideți vă rog să eu am spus de... Discuțiile care mi s-aduc, nu mă interesează tot ceea ce se spune pentru mine. Eu nu am spus nimic, nici de Constantina. Sunt, nu știu, sunt sigur, poate că nici mama, poate au fost răutăți. Eu nu am spus nimic, dar nici unul de aici. Nu mă interesează viața lor, nu mă interesează aspectul lor, cum arată fiecare. Dar totuși, drept Traian, să vă spun, dacă chiar, mama ta, Traian, nu, dacă mama ta ar fi spus alții, acel nu, lucru în baie, resping, alții, Traian, nu. Ascultă-mă, te rog, fiecare dacă e adevărat că mama ta ar fi spus acel lucru în baie Andrei, și anume că totul e o făcătură, nu ne place de Corina, dar mai stăm aici asta, că poate Traian cine știe ce va face. Asta, eu te întreb așa, dacă i-ar fi spus, nu era normal ca fetele la un moment dat să scoată asta la iveală, doamna ca Mirela, să... nu aș sta cu Corina dacă nu aș simți nimic, dacă nu aș iubi, eu nu aș sta. Deci dar tu ești sigur că mama ta n-a spus pentru asta? Pentru că nu mă obligă nimeni să stau. Ești sigur că mama ta n-a spus asta? Dar cum să spun, doamna Mirela, asta dacă Traian la acel moment, eu din prima clipă am plăcut-o pe Corina, știți foarte bine. Cum să-i spun eu, Andrei, asemenea lucruri, că Traian nu-o place pe Corina? Și atunci fetele au mers atât de departe încât să inventeze toată povestea asta. Doar poate mi-aduc aminte când eram cu Traian în baie și Denisa m-a vopsit pe mine și atunci a spus... Atunci, da, am spus că sper să ne fie bine. Dacă nu va fi bine... Aici rămâne acasă. Tot și plecam acasă. Și am avut o discuție, Denisa poate să confirme asta. Că era cu mine spus, în baie, eram Andrei, foarte supărat cu pe Corina. Și la supărare, cum am mai spus, spun multe lucruri care poate nu îmi dau seama, nici nu le judec pe moment. Dar după aia s-au îmbunătățit lucrurile între noi doi. Și totuși, fiecare face cum totuși, vrea. Pe dacă timpul acestei ore, nimic pentru Corina, eu nu stăteam aici. Nu mă obligă nimeni să fac un cuplu cu ea. Chiar dacă a spus tata a spus că mă susțin în ceea ce voi face, dacă voi rămâne singur aici, în această competiție, așa voi rămâne, voi sta.